Hollywoodul a impresionat dintotdeauna nu doar prin producțiile cinematografice, dar și prin celebritățile care au interpretat roluri memorabile. Un aspect mai puțin cunoscut este că unii dintre aceștia au origini românești. Sebastian Stan. Sebastian Stan s-a născut în Constanța. Este unul dintre cei mai cunoscuți actori americani actuali. A interpretat rolul lui Bucky în filmul Captain America, dar în 2010 a apărut și în filmul Black Swan. La vârsta de 8 ani, Sebastian a părăsit România pentru a se muta în Viena împreună cu mama sa, care era de profesie pianistă. Winona Ryder. Winona Ryder s-a născut la 29 octombrie 1971. Originile sale românești vin de la bunicii din partea tatălui, care fiind evrei au emigrat în Statele Unite din România și Rusia. Rolul care a consacrat-o a fost în pelicula Beetlejuice 1988, regizată de Tim Burton. Lauren Bacall. Aceasta s-a născut la 16 septembrie 1924 în New York și a fost considerată una dintre cele mai frumoase actrițe din istoria Hollywoodului. Familiile părinților ei, care au emigrat în Statele Unite, proveneau din Polonia, Franța și România. Aceasta a obținut premiul Oscar pentru rolul secundar în filmul The Mirror Has Two Faces. Lauren a murit în anul 2014 din cauza unui accident cerebral. Natalie Portman. Natalie Portman s-a născut la 8 iunie 1981 în Israel, numele său real fiind Natalie, un nume evreiesc. Bunicii din partea mamei proveneau din familii de evrei care au emigrat în Statele Unite din Austria și Rusia. Una dintre străstrăbunicile din partea tatălui a fost născută în România și a fost spion pentru serviciile secrete britanice în timpul celui de-al doilea război mondial. Rosemary Harris. Rosemary Harris s-a născut pe 19 septembrie 1927 în Marea Britanie și este cunoscută pentru rolul May Parker, mătușa personajului Peter Parker, alias Spider-Man. Deși s-a născut pe teritoriul englez, una din bunicile sale provenea dintr-o familie de boieri din Muntenia. Nadia Gray. Actrița s-a născut la 23 noiembrie 1923 în București. Tatăl ei a emigrat din Rusia pentru a se stabili în România. Mama actriței era o româncă din Basarabia. Nadia a părăsit apoi România din cauza instaurării comunismului după cel de-al doilea război mondial. Cel mai notabil rol al său a fost în filmul La Dolce Vita 1960, regizat de Federico Fellini. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru comentariile de susținere pe care le lăsați. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut acest video.